O mare parte dintre siderurgiștii hunedoreni riscă să rămână cu pensiile necalculate după noua lege, deoarece nu obțin adeverințele de vechime de la conducerea combinatului din Hunedoara, siderurgiștii fiind nevoiți să apeleze la instanță pentru recunoașterea drepturilor. Potrivit senatorului AUR, Vasilică Potecă, a fost sesizată Comisia Parlamentară de Abuzuri, comisie ce a notificat ministerele și instituțiile de resort, astfel încât siderurgiștilor să le poate fi recalculată corect pensia până în luna septembrie. ArcelorMittal, în stil caracteristic, a refuzat cu obstinație eliberarea adeverințelor privind vechimea siderurgiștilor hunedoreni. Împreună cu doamna senator Șortan, care este și reprezentanta acestor domni, am sesizat Comisia Parlamentară de Abuzuri din Senatul României. Senatul României a luat act și a citat deja persoanele responsabile, în speță Ministerul Muncii, Inspecția Muncii, Prefectura Județului Hunedoara și alte instituții care sunt responsabile în gestionarea acestei probleme a pensiilor și a recalculării pensiilor. Deci este foarte importantă eliberarea acestor adeverințe, pentru că dacă până în septembrie vom face această recalculare a pensiilor, această recalculare trebuie precedată de stabilirea drepturilor inițiale ale siderurgiștilor și nu numai siderurgiștilor hunedoreni. Această problemă a adeverințelor este o problemă veche, este o problemă a angajatorilor și a celor care deținătorilor de arhive, care trebuie să fie conștienți că încălcăm un drept constituțional a cetățenilor din România. Ai trimite mereu la instanțele de judecată, a întârzia nepermis de mult eliberarea unei adeverințe, echivalează cu nerecunoașterea și cu nerealizarea drepturilor pe care acești oameni le au. Suntem îngrijorați de acest fenomen, este un fenomen în extindere, AUR va atrage atenția de fiecare dată și vom încerca în cel mai scurt timp să ajungem la un rezultat pozitiv pentru siderurgiștii hunedoreni.